Te salut și îți spun bine ai venit la un nou episod al Human Centric, un podcast cu și despre oameni în afaceri. Numele meu este Bogdan Băbălău Maghiar și am pornit acest proiect din pasiunea mea pentru oameni, și pentru subiecte precum networking sau leadership, iar alături de invitații mei super profesioniști din diferite domenii, ne dorim să-ți oferim informații valoroase pe care să le poți utiliza în interacțiunile tale cu alți oameni sau ca să-ți conduci mai eficient oamenii, echipa sau organizația ta. Astăzi am plăcerea să îl am alături de mine pe prietenul meu George Nedelcu. George este antreprenor, a fondat mai multe companii, însă și-a descoperit cu adevărat pasiunea în a-i ajuta pe ceilalți să treacă la următorul nivel, fiind astfel coach și trainer pe diferite subiecte de leadership. Am vorbit cu George despre cum putem să ne conducem mai bine pe noi înșine sau cum putem să ne depășim limitările autoimpuse și care este mindsetul potrivit pentru a fi niște lideri buni, lideri eficienți care să-și conducă oamenii la adevăratul lor potențial. Înainte de a merge mai departe, vreau să-ți amintesc de proiectul pe care l-am lansat de curând și anume Action Mind. În cadrul Action Mind formez grupe de antreprenori care se întâlnesc lunar pe model de Board of Advisors pentru a se ajuta să treacă la următorul nivel atât ei cât și afacerea lor. De asemenea, membrii Action Mind au acces în cadrul unor întâlniri de lucru la o serie de experți și consultanți pe diferite teme de business care îi vor ajuta cu sfaturi concrete pentru nevoile din afacerea lor. Dacă vrei să afli mai multe informații despre Action Mind sau cum poți face chiar tu parte din cadrul acestei comunități, te invit pe pagina actionmind.ro. Acestea fiind spuse, hai să mergem la discuția mea cu George Salut, George! Mulțumesc frumos că ai acceptat să ne vedem și să vorbim și în podcast, că noi vorbim și în afara lui. Avem o relație de prietenie și ne întâlnim și discutăm. Acum ne mai întâlnim și telefonic, că în situația actuală da. e mai complicat. Mulțumesc că ai acceptat să vii în podcast. Mare drag! Este o plăcere, așa cum ți-am spus, în modul care m-ai invitat. Cum ești? Cum e pentru tine perioada asta? Este o perioadă interesantă, aș putea spune, în sensul în care ceea ce mi-am propus la începutul anului, la finalul anului, de fapt, pentru anul acesta, am avut două direcții. Una, care, evident, luat pe informațiile care le aveam la vremea respectivă, programul meu era destul de încărcat cu evenimente outdoor, team building-uri, companii la care aveam tot felul de proiecte puse în, în atent. Uh, evident că unele dintre ele s-au păstrat atâta vreme cât am putut sta în online iar altele, evident uh, n-au mai putut fi susținute și atunci, deși aveam uh, un plan pentru social media sau pentru online cu uh, anumită pondere din timpul meu uh, situația care prin care am trecut m-a forțat stau să zic așa, n-am uh, avut uh, adică am accelerat foarte mult în zona de online și acolo am practic ceea ce n-am mai putut face offline, în diverse, eu știu, întâlniri sau team building-uri, am investit în, mult în zona de online, ceea ce pe mine m-a ajutat foarte tare. Adică creare de site-uri, creare de programe, content, foarte mult content, pe care, tu, tu, faptul că noi ne extim de mulți ani de zile, știi foarte bine că am avut o perioadă în care eu nu am activat mm -hmm. foarte mult în zona de online, adică, practic, tot ce se întâmpla în activitatea mea era... Bazată pe recomandări și pe lucruri pe care le făceam în offline prin companiile cu care lucram. Uh, ulterior am schimbat uh, și dat de situația asta. Oricum, era în planul meu pentru anul acesta să cresc gradul de uh, content în social media, dar uh, am văzut că oricum îmi place, îmi place ceea ce fac și am investit foarte mult în social media. Adică, uh, eu știu, mult content pe YouTube, mult content pe, pe Facebook, live-uri, îmi plac live-urile. Am spus-o și -o, am spus-o des în, chiar în uh, live-urile mele, uh, îmi place să fie totul live, să pot interacționa cu oamenii, să mă poată întreba. Să, să, mm. să, adică, dacă am de preferat între a înregistra un material sau a -l face live, prefer să-l fac live. Am și practic stau live. În fiecare săptămână sunt cel puțin două uh, programe sau emisiuni în care sunt live. Am primit multe întrebări, inclusiv în webinarii. Ești live? <laughs> și zic da, să nu pot să mă întreb orice. <laughs> pentru că probabil anumite webinarii sunt automatizate Noi, eu n-am încă activat funcția asta pentru că încă vreau să stau în live, să pot să comunic, să pot să uh, inclusiv eu vreau să învăț anumite lucruri pentru că felul în care interacționăm și felul în care primesc întrebările da într-un în spațiu live mă ajută foarte mult să-mi reconstruiesc modul în care prezint să reconstruiesc modul în care eu știu, ordinea informației în funcție de cerere și atunci pentru mine este în egală măsură benefic. Deci mulți stau în social media și în online și ce programe au rămas în, dintre clienții care aveam și aveam nevoie să mă deplasez în anumite situații, ne-am hmm. mutat în online. George, spune-ne ce faci tu. Ne-ai dat deja detalii din culise, dar spune-ne care e activitatea ta profesională. Activitatea mea actuală în proporție de 90% aș putea spune este coaching-ul. Okay. Am început cu uh, training și uh, ușor am să spun eventual trecerea mea, cum am ajuns să fac uh -huh. ceea ce fac, dacă este ok, așa. Sigur, sigur, sigur. Uh, am început ca angajat în urmă cu 20 ceva de ani, am 41 de ani, uh, am intrat în vânzări, pentru că mie mi-e am și, și chiar e, e distractiv modul în care am intrat. Eu vroiam să. Am o mașină și am văzut că în vânzări, chiar dacă erau acum 20 de ani, anumiți oameni de vânzări, anumite companii aveau aceste condiții și eu eram terminat facultatea și nu aveam acest lucru, nu aveam mașina respectivă. În schimb, am descoperit că nu mașina este motiv pentru care sunt acolo, îmi plăcea ceea ce făceam, îmi plăcea să interacționez cu oamenii, vedeam că rezultatele mele sunt foarte bune și cred că. 90% din tot ceea ce făceam era modul în care comunicam cu clienții mei și asta nu s-a mm -hmm. întâmplat doar la început în prima companie, și ulterior în mai multe companii, iar după șapte ani de zile am intrat în antreprenoriat, am pornit mai multe afaceri, tot în vânzări, diverse distribuție, vânzări online, vânzări sau producție de diverse, producție, ăsta nu, nu cosmetică zi, confecții, da? făceam broderie, avem un atelier de broderie pentru in industria Horeca, magazin de biciclete și așa mai departe. Am intrat în, în, training sau în zona de comunicare, practic participând la un curs de public speaking al lui Paul Ardeleanu. Mi-a plăcut foarte tare ce, ce, se întâmplă acolo și am dat curs acelui, acelui curs. Am făcut, iar la propunerea lui Paul a spus, uite, at atât de multă experiență ai și toate poveștile tale sunt foarte faine, n-ai vrea tu să faci un curs al tău? Și bineînțeles, nu mă gândisem nici măcar o secundă că aș putea să fac asta. A spus, de ce aș putea, de ce ar trebui să fac asta? Pentru că ai foarte multă experiență și ai putea să faci chestia asta paralel cu ceea ce faci. Și bineînțeles, m am dus ghidat de Paul, am făcut acest curs, a avut rezultate foarte bune, ulterior a venit propunerea de a prelua franciza la Speakers Club pe Brașov, am pornit proiectul Speakers Club la Brașov, iar de acolo în următorii ani de zile, trei ani de zile, am migrat între training și uh, business, iar aici este, de fapt, partea interesantă. Chemarea mea a fost și am simțit că acolo este locul în care vreau să-mi desfășur activitatea și ușor, ușor m-am mutat cu totul în zona de, de training. De acolo au venit și primii clienți în coaching, pentru că mă auzeau vorbind despre diverse lucruri și au spus, e hey, foarte faină experiența, ne ai vrea să mă ajut și pe mine, ne vrea să mă ajut și pe mine uh, colegii sau E și de acolo, practic, făceam în funcție de solicitări, deci nu făceam nicio reclamă, nu vorbeam absolut nimeni despre ceea ce fac, dar plecând pas cu pas, dintr-o recomandare între alta, am luat decizia în urmă cu 2 ani și ceva acum să mă mut cu totul în zona de consultanță, în primul rând, și training, și de acolo activitatea mea este full consultanță și training. Până anul acesta n-am vorbit deloc despre acest lucru, foarte puțin. Iar de anul acesta am început să și vorbesc despre ceea ce fac și evident de acolo lucrurile au început să se extindă foarte mult. Lucrez cu clienți din Europa, Irlanda, Italia, Anglia, Germania, români plecați în mare parte, plecați cu munca, plecați ca manageri, unii dintre ei sunt chiar manageri în companii foarte mari din Europa și din lume și m-au văzut tot în social media datorită prezenței mele în online și au început să o recomande. Am primit invitații inclusiv să prezint și să predau în Irlanda. Imediat ce vom avea posibilitatea să ne mai relaxăm din perspectiva coronavirus, ceea ce mă bucură foarte tare. Și atunci, practic, asta este focusul, acesta este focusul meu. Stau okay. foarte mult în zona de coaching, training, fac webinarii, ofer foarte multă informație gratuită sau sub formă de contribuție, aș putea spune, pentru că am această credință, dacă înainte să te dorească cineva uh, să vadă ceea ce faci. Și atunci mm. eu am încredere în ceea ce știu și fac și prezint. Și am, mi-aleg -am, mi câteva subiecte sau diverse subiecte, că am deja foarte, foarte multe și le prezint. Am uh, un program pentru uh, postări, că este Spotify, că este YouTube, că este Facebook și așa mai departe. Și practic asta fac. Și chiar vreau să-mi dedic și nu este un lucru care este uh, marketing acum, este un plan pe care vreau să-l am de acum înainte. Iar felul în care uh, atrag sau să vină uh, clienți sau oameni către mine, să vină în felul acesta. Totdeauna vreau să uh, cumva să prezint ceea ce pot face și ce fac, și de acolo să pot intra în detalii dacă cineva și doresc sau cum își doresc să lucrez cu ei. Excelent. George, spune un lucru foarte interesant că ai descoperit că asta e chemarea ta. Când ai știut? Adică hai să ne gândim că poate dintre ascultătorii sau urmăritorii noștri sunt oameni care au diferite activități, dar poate nu simt neapărat că e chemarea lor. Tu ai fost un antreprenor care avea mai multe business-uri și totuși ai renunțat pentru că ai ajuns la concluzia că asta e chemarea ta. Dar când a fost acel declic, când a fost înțelegerea faptului că e chemarea ta? Am să-ți explic într-o altă formă. Uh, am să-ți răspund. Okay. Ceea ce mi-a plăcut foarte tare, uh, inclusiv în perioada în care lucram ca uh, om de vânzări sau ca manager ulterior, uh, până în atâta vreme cât am fost angajat și ulterior antreprenor, îmi plăcea foarte mult, mi-a plăcut foarte mult să educația, partea de educație, de a-i ajuta, de a face training-uri. Ședințele mele de dimineață de multe ori se transformau în momente de educație. Nu le făceam cum le fac astăzi, evident, dar asta acesta era unul din lucrurile care mi-au plăcut. Un prim semn au fost rezultatele pe care le obțineam în business, în discuțiile sau negocierile cu partenerii, în care mă veneau cu drag să mă asculte și nu te luau notițe de multe ori când vorbeam cu ei, pentru că eram tânăr și mă întrebau cum am reușit să obțin în perioada de criză, în 2008-2009, afacerea mea crescuse foarte tare, plus că eram foarte tânăr și aveam rezultate într-o industrie și într-un business care era nou lansat în România și eu am crezut foarte tare în el. Asta poate să fie o șansă, poate să fie fiecare un te interpretează cum uh, dorește, dar cel puțin știu sigur că m-am uh, pregătit și am muncit câțiva ani de zile pentru a crește acel business. Uh, ulterior au apărut câțiva oameni în viața mea. Unul dintre ei este un bun prieten de-al meu, doctor. Uh, nu contează drum, am și făcut un video legat de acest subiect care, ascultându-mă și vorbind cu el și ne-am prietenit în câțiva ani de zile, mi-a spus uh, de ce fac afaceri. Și pur și simplu i-am spus pentru că, că, orice afaceri o faci ca să câștigi bani. Și a spus, zice, să știi că nu știu dacă asta este chemarea ta. Este o poveste care are, se duce cumva în zona spirituală și e bine să... Eu, aș, eu cred în ea și o transmit sub forma aceasta. Cert este că acum 10 ani de zile mi-a spus prima oară să fiu atent la semnele care vor veni pentru mine, pentru că nu ăsta este scopul meu în viață. Și, bineînțeles, n-am avut mintea să înțeleg la vremea respectivă. Ulterior s-au întâmplat foarte multe lucruri, cele pe care deja ți le-am spus, și, bineînțeles, rămânând în contact cu Florin, am avut multe discuții și spunându-i ce se întâmplă și cum vin lucrurile către mine, fără să fac mare efort, că asta spuneam mai devreme, cu un zâmbet foarte calm mi-a spus, încep să înțelegi despre ce este vorba. După care, bineînțeles, prezența mea în cursurile internaționale am fost la Tony Robbins de câteva ori, interacțiunea cu oamenii din întreaga lume, acolo unde am cunoscut și în calitate de cursant și în calitate de crew, membru în echipa sa, am, am primit foarte mult îndemn, aș putea spune, și feedback legat de modul în care vorbeam, modul în care gândeam și mă ghidau și du în zona asta pentru că faci niște lucruri extraordinare. Și de acolo, bineînțeles, puse în practică, cum să zic, se întâmplau și se întâmplă lucruri nu 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 aveam nu simțeam că fac un efort. Adică simțeam am simțit de multe ori că depun mai mare efort în afaceri decât am depus efort în ultimii ani de zile făcând ceea ce fac. Okay. Și asta pe fondul faptului că iubesc ceea ce fac și ulterior uh, au venit lucrurile către mine. Îmi, îmi place modul în care prezinți lucrurile și și pare așa foarte uh, naturale și uh, cu un flow foarte foarte lin, dar știu pentru că Puțin, uh, am și o tangență cu zona asta, că nu de fiecare dată această călătorie e cea mai plăcută sau drumul ei e pavat cu, doar cu lucruri frumoase da, da. și știu că de multe ori sunt uh, suișuri unde te simți foarte bine, dar și sunt și coborâșuri unde uh, trăiești tot felul de emoții. Sunt foarte curios ce îți dă drive să faci lucrurile astea, adică să continui, să perseverezi și, să, și tu ai zis, băi, un angajament că asta o să fac. Adică e clar că îți dorești, dar e clar că dincolo de dorință mai e ceva, pentru că, cum spuneam, e un angajament, adică o să o faci pe termen lung și cred că peste 10-15 ani George Nedelcu va face același lucru. Ok, la un alt nivel, dar același lucru. Îți zic momentul în care am luat decizia. Ok. Când am luat decizia să renunț la antreprenoriat, aveam o listă de ce pierd și ce câștig. Uh, undeva în interiorul meu era vreau să merg în direcția asta orice ar fi. Bineînțeles că cei care mă cunosc, soția mea, George, cumva lași lucrurile pe care tu le-ai construit atâția ani pentru a face asta. Am avut tot felul de povești legate uh, ce tot predici, Uh, uh, care e, uh, cine te ascultă, uh, de ce vrei să faci asta. Aș putea spune că sunt foarte mulți oameni de, apropiați mie care au râs cu ghilimele de rigoare de ceea ce fac. Drive-ul este un lucru pe care nu este tehnic, este în interior. Okay. Am simțit că asta vreau să fac. Și în okay. momentul în care am decis, efectiv am găsit o cameră, o cameră goală, ieftină, mică, și am zis asta va fi noul meu birou în care voi face și voi crea tot ceea ce am de creat. Și am venit cu o masă, un scaun și două dulapuri făcute dintr-un lemn de mine. Și așa am început, practic, acest birou și m-am mutat în spațiul acesta. Efectiv, inclusiv, am spus, nu voi folosi nicio resursă financiară de, din, altă, din altă parte. Pur și simplu am dorit să fac ceea ce am de făcut. Cred că a durat trei luni de zile. Nu au fost trei luni ușoare, pentru că eu știu, gestionam financiar lucrurile. Credeam în fiecare zi, în fiecare zi mă trezeam cu același gând, voi avea rezultate extraordinare, îți doresc și iubesc să fac asta, undeva ceva îmi spunea că asta este ceea ce vreau să fac, iar în câteva luni de zile, în trei luni de zile au apărut primele solicitări, repet, random, pur și simplu, n-am făcut nimic, am fost la un eveniment așa cum mergeam înainte, am cunoscut un om la o întâlnire așa cum făceam și înainte și au venit propunerile către mine, iar în câteva luni de zile am sărit extraordinar de tare, am început să uh, fac expunere și așa mai departe. Dar drive ul este același și este și în, uh, cumva, în, nu este, este în viziunea uh, mea și a companiei LGL Consulting pe care am creat-o, este să ajutăm 10 milioane de oameni în următorii 8 ani mai rămas, pentru că acum 2 ani de zile mi-am setat obiectivele și vreau până la sfârșitul vieții să ajung la 100 de milioane de oameni. Este mai presus decât uh, număr de cursuri, număr de clienți, număr de, eu știu, o sumă financiară, sumă ce formă, este ideea de a ajuta. Și când spun ideea de a ajuta, dar să trăiești. Adică diferența între a trăi un obiectiv uh, din plin, care este mai presus de tine și a-ți seta obiective punctuale, este total diferit. Pentru că driving-ul de acolo vine. Sunt zile în care, au fost zile în care făceam live-uri și nu se uita nimeni la live-urile mele, mai ales la început. Uh, sunt momente în care eu știu, căutam să fac o interacțiune, să creez o interacțiune pe Facebook, tot așa printr-un material live. Vorbeam cu două persoane și ușor ușor au început să crească, ușor ușor au început să crească, și de fiecare dată spuneam, acest video într-o zi va fi vizualizat, într-o zi acest material la cineva va ajunge. Și chiar aseară, uite, să-ți dau un exemplu, o clientă de-a mea care am început de curând cu ea, a primit o recomandare din Anglia, de la un alt client al meu din Anglia, trebuie să-l vezi pe George. Și asta îmi spunea seară, cuvânt cu cuvânt. George zice, să știi că i-a spus, ce aș putea să învăț eu de la cineva în online, pe lângă faptul că nu, mă, nu pot să fiu atentă, dar am dat curs. Dacă omul acesta mi-a transmis cu atâta căldură că e necesar să te ascult. Și pur și simplu am dat acces la webinarul tău să văd despre ce e vorba, știi? Pe principiu, să văd ce de capul ăsta, știi? Deci, M-am trezit cu căștile în ureche în metrou sau în autobuz unde mergea ea, și scriam, Zice, George, am scris și m-am plimbat cu metrou până ai terminat webinarul. A intrat în alte două webinare cu mine, după care mi-a trimis mesaj în privat și a spus, spune ce trebuie să fac ca să lucrez cu tine. Uh, I-am spus, să urmezi pașii ăștia, să te înscrii la un program de coaching. Uh, astea sunt uh, pașii, astea sunt costurile. A câteva zile a plătit tot integral și a spus, am început programul. Uh, e fantastic și rezultatele de acolo vin. Adică în felul acesta. Nu... Și asta e chiar un mesaj pentru cei care pornesc în diverse, dacă simt că asta este locul lor, să meargă mai departe, pentru că vor apărea semne. Dacă o faci dintr-un dintr dintr focus pe ceva care nu-ți aparține, da? o pui doar pe listă să fac bani, să fac aia să dreg aia, o să funcționeze, dar nu o să funcționeze pe termen lung și cumva să-ți dea motivația și determinarea de a face zi de zi. Nu vin rezultate. Pentru că, că data, nu are viață în, în ea. Exact. focusuie banul exact. sau orice altceva. Exact, exact. Nu e ușor. Pot spune că am trecut dintr-o parte în alta, am lucrat cu mine foarte mult să înțeleg ce înseamnă să ai un obiectiv mai presus de tine. Am lucrat enorm de mult, adică mm -hmm. au fost 4-5 ani de zile în care am studiat foarte mult, am lucrat cu căuci, am fost la cursuri, am participat la eu știu, training internaționale, am stat de vorbă cu oameni care au ajuns la un anumit nivel de înțelepciune sau la un anumit nivel de, aș putea spune, de împlinire și toate informațiile filtrate pe experiența mea m-au condus în această direcție. N-aș putea spune că a fost o analiză cu pixul pe hârtie, pur și simplu m-au ghidat și am primit răspunsuri este ceea ce trebuie să fac sau îmi doresc să fac și pur și simplu să fac. Toate deciziile de a investi în uh, studiu pe care l-am creat. Uh, orice decizie am luat a venit ghidată de acest interior și am simțit că fiecare decizie este foarte bună pentru mine. Cum, îți ascult, sau cum, cum știi că vocea aia din interior uh, îți spune ceea ce ar trebui să-ți spună? Sau uh, cum, cum filtrezi mesajele de acolo? E simplu. Uh, pentru mine. În fiecare dimineață, în funcție de știu exact care este calendarul meu întotdeauna uh -huh. câteva săptămâni înainte și știu care este programul la doua zi. Este un entuziasm în fiecare zi cu care eu mă trezesc. Da? Okay. Am un interviu cu Bogdan, că am o întâlnire cu un client, știu statusul la fiecare client, știu exact care sunt pașii eu știu, necesari pentru a putea ajunge la. Deci e o trezire, aș putea spune, care vine din interior. Pur și simplu nu știu ce discuție va, se vor purta a doua zi, evident. Nu știu exact cum se va desfășura, pentru că nu am ceva pus pe hârtie, să zic, în afară de câteva idei în funcție de ceea ce statusul în care am ajuns fiecare client în mm -hmm. parte. Dar este un entuziasm incredibil și știu că asta este feedback-ul pe care l-am în toate formele, video, audio, scris, că la fiecare sesiune sunt ahauri și comunicarea mea nu este din cap. Asta este foarte clar. Nu pot să explic asta, Acum cuvinte, dar știu că vin din interiorul meu. Deci este conectat, sunt conectat la ceea ce simt. De multe ori cred că greșesc, mai degrabă dacă mă uit și îmi fac o schiță, știți, apropo de script, și mă concentrez să transmit, ok, îmi au puncte, pentru că am și experiența de public speaking, de comunicare, dar las lucrurile să vină din interiorul meu. Da? Uh -huh. Și bineînțeles, mi-am îmbogățit această experiență și prin practică și prin studiu zilnic, 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 zilnic că sunt. Cărțile pe care le citesc, cursurile pe care le fac, tot, 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 sunt un spațiu de dezvoltare continuă, deci nu e nu este doar așa o chestie, mă trezesc dimineața și pur și simplu și iubesc să fac asta, mm -hmm. să văd foarte mult. George, mie îmi place să spun că înainte de a-i conduce pe alții e recomandat să ne conducem pe noi înșine și din ceea ce îmi spui tu, cumva văd exemplul ăsta la tine. Hai să vedem cum putem să facem asta. Adică, printre cei care ne ascultă, sunt ferm convins că sunt oameni care au de condus alți oameni și aș vrea să știu cum putem să ne conducem prima dată pe noi înșine și chiar dacă nu conducem alți oameni, avem o persoană foarte importantă de condus, adică pe noi. Cum facem asta? Cum, cum ne conducem într-un mod eficient? Uh, pleacă de la. 100%, de n aș spune 99%, pleacă de la să știi cine ești, de la autocunoaștere. În okay. foarte multe situații, oamenii se știu cine sunt, dar falsează. Se mint și mint. Ce înseamnă asta? Uh, M-am lăsat de fumat o clientă. În fața prietenilor mei le spun că nu fumez, ajung acasă să fumez. Și am făcut acest lucru două luni de zile, citez, și mi-am dat seama că, de fapt, mă mint pe mine. Asta este un exemplu. Banal. Spun ceva și fac altceva. Să trăiască și să trăim în autenticitate înseamnă că dacă nu sunt foarte bun sau nu am anumite lucruri bine așezate pentru mine astăzi, nu e nicio problemă. Dar știu cine sunt și vorbesc din acel loc. Ulterior, dacă am de dezvoltat un anume sau am un anume timp în care vreau să mă dezvolt, să schimb anumite lucruri la mine, pentru că le-am conștientizat și este nevoie să învăț, este ok, spun că am de învățat sau nu știu, sunt, nu știu suficient din acel lucru. Deci primul lucru este să te cunoști foarte bine. Și bineînțeles, aici includ chiar în programele de coaching, uh, sunt pași de autocunoaștere, de la uh, care ți valorile, care sunt, care este personalitatea ta basic, stil de învățare. Deci pur și simplu, lucruri doar să știi cu claritate cine ești. După care intrăm în povești da, sau convingeri care sunt bune sau limitative și de acolo filtrăm și creăm un profil al nostru. După care există un angajament care poți să-ți și e necesar să-ți lei tu cu tine în interiorul tău. Trăiesc în autenticitate, zi de zi. Sunt oameni care le e frică să facă asta pentru că pierd. De cele mai multe ori nu fac asta pentru că pierd ceva. Aprecierea unui grup, poziția statusului într-o companie, sunt o grămadă de lucruri și pur și simplu tratează, eu știu, viața prin aceste comportamente care conduc la ceea ce crezi tu sau credei că le va aduce rezultate. Mai devreme sau mai târziu, aduc rezultate extrinseci, dar intrinseci nu. Iar ca să vorbim de Before You Lead, Lead Yourself, înseamnă să te accepti și să lucrezi la ceea ce ești cu adevărat. Să nu minți, să nu te minți și să ai permanent în vedere acest lucru, pentru că de acolo te dezvolți și crești. Majoritatea se gândesc la azi a să fie bine, astăzi să obțin rezultate, las că merge așa. Poziția este foarte bună și am avut clienți în anumite companii care au intrat în depresie pentru că au fost retrogradați, dat de rezultate, în mintea lor trăiau senzația că sunt foarte buni în ceea ce fac și rezultatele nu au confirmat acest lucru și au fost retrogradați cu depresii, cu lucrat în coaching pentru a înțelege că de fapt acela e statusul și de acolo să repornim, să repornim și să construim eu știu, un nou statut sau să-și recâștige poziția în organizație și așa mai departe. Deci aici conduce practic o lipsă de autenticitate și a nu te conduce pe tine. Anxietate, depresie, nemulțumire, neîmplinire și bineînțeles, vei face greșeli. N-ai cum să nu faci greșeli. Adică vei face greșeli mai devreme sau mai târziu. Mai târziu. Și astea vor avea cât cei ai sădit aia, cu culegi la un moment dat. Ei în timp. Pe de altă parte, dacă pleci într-un proces și spui, ok, ăsta este procesul, în acest proces voi avea de învățat. Acestea sunt rezultatele, ok, înseamnă că atâta pot să ofer, atâta știu. Că îmi doresc altceva, înseamnă că mai am de învățat ceva, înseamnă că mai am de aplicat ceva. Și toate vin pentru tine în momentul în care ești la nivelul la care poți să primești acel lucru și îți dorești să crești. Iar blocajele mentale am de acolo, vin. Pentru că în momentul în care încep să-ți pui suficient de mult anumite lucruri, Inevitabil tu le crezi. Deci, pur și simplu, poți să crezi că ești bun, că ești frumos, că ești deștept, că statusul acela, poziția respectivă e ceea ce tu meriți și așa mai departe. Fără să și te rup de o altă perspectivă, aș putea spune. Realitatea, oricum, este un lucru pe care nu, nu există un sistem de referință al realității. Acel cel puțin, să înțelegi că ceea ce știi astăzi despre tine, oricum, ai de adus improvement pentru că ce ai învățat acum 10 ani funcționează, peste 10 ani nu mai funcționează cel puțin la fel de bine, deci uh, cel puțin ultima perioadă și cu toate cu siguranța ascultătorii și cei care ne urmăresc, se schimbă foarte repede lucrurile. Adică uh, de acum 3 ani până acum s-au schimbat foarte multe. Uite de ce s-a întâmplat anul acesta. Basicul nu se schimbă. Principiile, valorile nu se schimbă. Dar sunt modul de aplicare și modul în care înțelegi. Plus că o informație. Contextul. Da. Ești o carte și îți mai ajustează modul în care gândești. Exact. George, ne spunei de convingerile limitative și știu că tu vorbești foarte mult despre asta, că până la urmă și o zic și eu din experiență, adică până nu mi-am depășit niște bariere, n-am reușit să acționez și să ajung cumva să, să le, să le depășesc, dar sunt foarte curios cum, cum poți să-ți depășești limitările astea ca să devii tu o persoană mai bună, să ajungi în zona aia de autenticitate în care, ok, te înțelegi cine ești acționezi de acolo și începi să ai rezultate pentru că lumea va aprecia acea autenticitate. E foarte simplu, iară, pentru că am studiat o și lucrez cu ea. gândește mm -hmm. te unde ne ai rezultate. Deci de acolo se pleacă. Deci pleci de la unde din locul în care ne ai rezultate. Nu ai o relație foarte bună cu partenerul de viață. Nu ai o relație foarte bună cu tine. Nu evoluezi și nu avansezi în carieră. Eu știu, nu nu poți să uh, îți formezi sau să stai într-un spațiu cu un grup de prieteni. Sunt o grămadă, S o grămadă. Uh, și depinde. Pentru că filtrul tău, de obicei, sau filtrele uh, convingeri limitative, sunt date de frici pe care noi le îmbrăcăm. Mintea are puterea de a te apăra și creează o poveste. Și spune, am acționat în felul acesta atunci pentru că așa am acționat. Și mi-am spus că felul în care am acționat este un lucru bun. Dar, dacă, de exemplu, ai avut o provocare într-o relație, să presupunem, da, unde ai fost părăsit da? și tu vrei să-ți faci o nouă relație. Convingerile limitative spun că o relație este un lucru rău, că poți să suferi. Pe de altă parte, experiența aceea ți-a dat uh, ideea că tu poți să suferi. Și atunci, întrebarea este dacă mă uit la relația lui Bogdan și spun, uite ce relație frumoasă are cu soția lui. Sau Xulescu. Da? Ce face acel om? Evident povestea pe care el a avut-o sau felul în care și-a trăit viața, l-a condus la ceea ce are astăzi. Pot să mi văd de el? Da. Pot să mă uit înapoi? Da. Este un exemplu. Da sau nu? Dar cel puțin dacă eu nu mă simt împlinit pe acel lucru, pe acea arie, bani, relații, așa mai departe, înseamnă că acolo am de înțeles de ce gândesc în felul acesta, de ce, eu știu, ce mă ține să obțin ceea ce mă împlinește pe mine. Și este pur personală, da? Deci plecăm în șapte ari, eu chiar am un cerc în care sunt, plec, e simplu, plec de la 0 la 10 Și fiecare arie ce, De ce nu sunt unde îmi doresc De 3, de 8, de 5, de 4 Și așa mai departe mm -hmm. Atunci, în funcție de asta, pot să-mi dau seama Să mă focusez pe acea arie Care sunt poveștile, de fapt, care mă țin În spațiul acela Pentru că pot să cred cu tărie până la un moment dat Că modul în care am trăit eu Și în relația cu tata Cu fostul șef, cu whatever A fost, așa a fost să fie Și ăla sistemul meu de referință și să-ți dai seama că, de fapt, sunt alte câteva milioane de exemple și situații care te pot conduce către altceva. Și atunci ce faci? Nu înveți, te înveți, te reînveți, resetezi, practic, acea poveste, îi dai o notă în care spun, m-a condus către ceea ce am obținut astăzi, dar vreau să evoluez. Și atunci alegi mentori, alegi coach, alegi uh, un alt stil de viață și așa mai departe. Da? Deci convingerile limitative cumva vin din frici. Frici, temeri, și sem semnul cel mai bun este area în care tu nu performezi. Oricare ar fi Faci banii, pierzi. Îți faci o relație, o pierzi. Avansezi până la un moment punct, pierzi. Ceva se întâmplă. Da? Practic, noi suntem setați și avem toți oamenii de pe planeta asta, au aceeași, adică au setările implicite de a fi fericiți și a evolua, fiecare în scopul său, în uh -huh. drumul lui. Dacă nu se întâmplă acest lucru, înseamnă că n-am descoperit și înseamnă că sunt ghidat de aceste povești. Și sunt foarte multe. Doar un simplu lucru, dacă elimin convingerea că uh, nu aparțin sau nu sunt suficient din diverse motive, felul în care gândesc în momentul în care am pus la punct acest lucru legat de nu sunt suficient, automat, în conversațiile cu cei care mă înconjoară și viitoare cu cei care îmi doresc să mă de care să mă înconjură. Automat se schimbă, pentru că nu mai privez lucruri într-o limitare. Într -o perspectivă, într-o perspectivă de, nu știu, de dezvoltare, de evoluție. Aparțin, mm. contribui și atunci nu mai sunt. Și atunci automat se schimbă totul. Și asta poți să vezi și în jurul tău. Oameni care vin la o întâlnire și pleacă rapid, oameni care vorbesc foarte puțin, oameni care evoluează și ajung până la un punct și nu mai pot să depășească acel nivel, relații în care până la un punct fac frumos și după aia nu mai știu să facă sau nu mai fac, da? să evolueze, să investească în relațiile lor și așa mai departe. Și asta vin din aceste comenzi limitative, din limitări, aș putea spune. Și toți avem. Deci, felul în care am trăit viața, undeva ne-a afectat, mai mult sau mai puțin. Scopul este să le identifici și să faci ceva diferit. Da? Să începi să lucrezi diferit. Poți să o faci și singur, evident, dacă studiezi foarte mult și te preocupă acest subiect. Pe de altă parte, poți să ceri ajutor. Și atunci reconstruiești modul în care gândești și acționezi diferit. Se schimbă instantaneu, adică... E o chestie foarte faină. Și acolo vezi Acolo am văzut rezultat de, de ce nealăte. Am înțeles. Exact asta era una din întrebările mele, dacă crezi că se poate, că crezi că oamenii pot să lucreze singuri sau dacă e doar prin ajutor poți să ajungi să rezolvi sau să gestionezi situațiile? Uh, pot spune că și singur, dar dacă vrei rezultate rapide sau să lucrezi, e bine, și cu cine lucrezi, pentru că. Sunt foarte mulți oameni care, eu știu, spun că pot să fac anumite lucruri și un psiholog foarte bun poate să te ajute, deci nu neapărat să fie coach. Coach mm -hmm. este dus un pic mai la, are un pic mai mare. Life coach, business coach, performing coach și așa mai departe. Deci depinde de area și expertiza celui care ajută și sprijină. Dar poți să faci și singur. E simplu, dacă vezi că nu faci performanță într-un anume lucru, pur și simplu îl faci mecanism. Până nu, nu-mi place să alerg pentru că, nu știu ce, de mâine ați încep să alerg. Și un kilometru, doi kilometri, până când în 40 de zile, 100 de zile, alerg un maraton. Și atunci o să încep să schimb convingerea și încrederea se schimbă. La fel cum un om care, eu știu, supraponderal ajunge să arate super bine, a stat supraponderal pentru că avea o convingere, că este sănătos așa, că arată mai bine. Unii chiar trăiesc cu asta, pentru că dacă ești mai mare și am avut chiar caz uh, cu manageri tineri, cu posturi în afara țării, s-au îngreșat, de exemplu, Mexic, da? unde în Mexic acolo dacă ești mai corpulent ai autoritate și a creat această convingere că a fi mare înseamnă autoritate. Da, s-a schimbat comportamentul, s-a schimbat limbajul, care a funcționat în Mexic. În România nu mai funcționează. În Italia nu funcționează sau dacă vrea să se exeducă în altă parte. Și atunci am lucrat pe acest lucru și am spus dacă ești mai mare și îți lași barbă, nu înseamnă că ești mai bătrân și mai înțelept. Da, deci, nu este. Deci, astea sunt povești și duc într-acolo, credem. Deci, duc într-acolo. Eu știu, mătund, șui, nu știu cum, pentru că felul în care tund atrag atenția și aparțin unui grup, unei comunități, unei sistem, îmbrac un tricou. Sunt o grămadă de nebunii de genul acesta. Da? Deci, una peste alta, poți să o faci și singur, depinde ce simți și, ce, și eu ghidez către ceea ce simți. Tot simțim ceva. De aici plec. Ce simți? Ce gândești despre acest lucru? Și detaliază. Fiecare cu care lucrezi detaliază. De ce gândești așa? Ce rezultate ți-a adus acest lucru? Păi aceste rezultate. Hai să vedem dacă am gândit diferit. Oare ai putea subții și răspunsul de ce mai multe ori este la ei? Pentru că știu că au de făcut ceva diferit, dar nu acționează. Atunci, de fapt, aici este îndemnul. Cumva mută și transferă încrederea sau împarte încrederea cu cel care îl sprijină. Dar spun niciodată și am spus, dacă depinde de mine schimbarea ta, ne oprim vreau să depinde de tine schimbarea ta, pentru că viața ta continuă după ce a întrenat programul de coaching. Asta se exact. consolidează în crederea în sine. Și bineînțeles, după ce vezi rezultate într-o perioadă de, ce știu, 36 luni de zile pe, an, pe o anumită ți arie, ți-e mult mai ușor să investezi, să te dezvolți. Să... Din, din munca ta cu, cu persoanele cu care lucrezi, ai reușit să observi cumva un pattern al celor care obțin rezultate mai repede sau reușesc să, 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 se transforme mai repede? Poți să ne dai niște exemple? Singurul lucru care, sau pattern nu, cei care, și am să vă doar din experiența mea, sunt cei care vin cu dorința de a învăța și a se reînvăța. Aceștia obțin cel mai ușor rezultate, da? sau obțin performanță. Sunt situații în care vin cu convingerile lor, și vor să rămână cu convingerile lor într-o altă explicație. Ceea ce nu e coaching. Asta înseamnă că cei care vin deschiși, uh, uite, am făcut până aici lucrurile acestea și mi-au adus rezultatele acestea. Ce aș putea face diferit în legătură cu asta? Eu îți sugerez, opinia mea este să faci asta, asta și asta. Și au trecut imediat la acțiune, like, dată obțin rezultate. Deci am clienți multimilionari care îmi trimit mesaje sau mail-uri în anumite decizii și Completarea e-mail-ului sună așa. Știu că tu ai mai multă experiență cu mai multe companii pe acest subiect și vreau opinia ta. Și e o discuție cât se poate delibera. Cu siguranță a luat zeci de decizii sau sute de decizii foarte bune care l-au condus acolo. Dar sunt aspecte care le împarte cu mine. Și spun, opinia mea legată de acest subiect și din experiența mea, este bine să te uiți pe asta, asta și asta. Decizia ți aparține. Dar bineînțeles, cu cât ești sau în funcție de dezvoltare și evoluția sa, ia decizii și înghidez către decizii personale. Mm -hmm. Nu fă așa pentru că știu eu. Nu sunt ce fără. Dar asta face și aici face cumva diferența. Uh, Peternurile sunt foarte simple. Să pui, să fii curios, să întrebi și să aplici. Să fii dornic să înveți, dornic să te deschizi. Indiferent dacă ești de acord sau nu ești de acord cu acel lucru, în momentul acela. Fii dornic să înveți. Inclusiv în, coaching, în programele mele de coaching, în care am lucrat eu cu coach, în cazul acesta cu Mihai. Mihai mi-a spus un lucru în sesiune de coaching, perioada aceea, după vreun an și jumătate am înțeles ce mi-a spus. Mi-am notat, pentru că nu aveam informații suficiente, mi-a sugerat să fiu atent pe anumite pattern și anumite lucruri, le observam, după care, doar după un anume timp, le-am înțeles. Le-am conștientizat mai devreme, dar le-am înțeles în profunzime din aplicat, mult mai târziu. Și eram super happy. Dar m-am dus acolo cu spațiu de învățare. Adică pentru mine era clar că timpul acela, indiferent de cât costa, era de la un om care putea să-mi dea din zecile sau sutele de experiențe acel lucru sau acel hint în care să cred. Și e important să crezi în acel lucru. Și acum, evident, sunt oameni și oameni. Nu, nu vreau să ghidez că nu. Sunt foarte mulți coach în România, în întreaga lume. Mai bun, mai puțin bun, iar este relativ, subiectivă. Nu înseamnă că e mai bun. Deci ce simți? Sunt oameni care au chemarea și dedicarea să facă acest lucru. caută pe cei care sunt chemați și dedicați să facă uh, meseria asta, nu pentru că au... Știu că e o treabă faină să fii coach sau <laughs> psiholog. Îmi dau seama din ceea ce îmi spui că undeva contextul în care suntem ne influențează da. foarte mult. Mm -hmm. Poți să ne zici puțin cum putem să ne creăm un context favorabil și aici mă refer și la contextul în care suntem noi, dar și la. adică când mă refer la context, vorbesc inclusiv de, de alți oameni. Te refer la contextul situației internaționale create, nu pandemie? Nu. nu? La asta nu, te referi, nu, nu? nu, nu, nu. Mă refer la contextul nostru, adică fiecare dintre noi trăim într-un într context. Adică. Ai, o, ai un job, ai niște da. oameni cu care te înconjori, acei oameni cumva cu ei împărtășești cam aceleași lucruri pentru că altfel n-ai sta cu ei. Uh -huh. Avem o familie sau poate avem o relație da. și con contextul ăsta e clar că ne influențează în tot ceea ce suntem noi ca ah. și persoane. Și atunci... la mediu acum. Cum? La mediu te referi. La mediu. Ok, mediu, mai mai, mai mai corect spus. Exact, mulțumesc. Deci, cu, cum reușim să, să ne creăm un mediu favorabil pentru dezvoltarea noastră ca persoane? Mamă, ce faină întrebare asta. Um, Excelent de faină și este un punct foarte important din punctul meu de vedere. Pentru că mai devreme sau mai târziu și spunem și am repet. Noi suntem influențați, noi influențăm. Conștient mm -hmm. și inconștient. Când spunem before you lead, lead yourself, înseamnă că decid cum îmi trăiesc viața și de cine mă înconjor. Mm -hmm. Și atenție, asta include partenerul de viață, include gașca de prieteni, include compania în care lucrez. Fiecare conștientizare te pune și îți dă, un nou semn, îți dă un, o nouă listă de semne de întrebare. Dacă ceea ce grupul din care fac parte începe să nu mai fie pentru mine benefic dat de conștientizările și direcția în care vreau să merg, am opțiunea să nu fiu copac și să mă mut într-un alt grup. Grupuri? Simplu. Google, te duci pe Google, dai search și spui mind, leadership mindset. Grupul cofetarilor. Un grup. Nu contează un grup de oameni în care e nevoie să caut? Da, cauți, pentru că este efortul tău, e locul tău. Există și legea atracției, dar pe de altă parte există. La fel cum ne spune Speakers Club. De ce faci Speakers Club? Nenumărate întrebări. Nu este profitabil pentru tine. Timp, profitabil. Aud cuvântul profitabil și am spus, eu grupul acesta nu l-am creat pentru profit. Dacă îl cream pentru profit, renunțat așa cum renunțat toți ceilalți în urmă cu patru ani. L-am creat pentru grupul de oameni care vin aici, pentru că capitalul social pe care l-am creat datorită acestui grup și networkingul pe care l-am creat și recomandările pe care le-am primit doar datorită acestui grup, sunt fantastice. Uh, grupul a fost ceea ce m-a ținut și mi-am dorit, pentru că am creat un grup în care eu am evoluat. Bogdan, am evoluat incredibil de tare. Oamenii din grupul acesta au evoluat foarte tare și aici este povestea. Deci mișcarea în sine este a ta, partener de viață, care este cea mai dureroasă și poți spune și din experiență. Uh, evident, în momentul în care eu am început să evoluez și să mă dezvolt, apar anumite hâre, da? În sensul în care convingerile mele s-au schimbat, obiectivele mele s-au schimbat, obiceiurile mele s-au schimbat. Adriana, în cazul acesta, a aplicat mai greu aceste schimbări. De vreun an și ceva de când a început intensiv să înțeleagă, biblioteca mea s-a mărit, uh, cunoștințele mele s-au mărit, experiența mea s-a mărit, lucrurile pe care le fac s-au dezvoltat foarte tare puterea exemplului, a venit și a spus. Mi-a, la început am spus, uite, dacă vrei să-ți recomand o carte, sau uite, îți dau un curs în forward, sau whatever. După care vin, mă întreabă, recomandă-mi o carte, spune unde aș putea să studiez asta, ce aș putea să fac asta. S-a schimbat în perspectiva asta, dar s-a schimbat în modul în care gândește, s-a schimbat asta. Evident că acolo unde e iubire, lucrurile uh, sunt altfel, uh, adică pui problema altfel. Dar ideea în sine este dacă nu poți să influențezi grupul din care faci tu parte, Caută un grup în care tu să fii influențat și să poți influența cu noul tău mindset, cu obiectivele tale. Și mișcă-te, mișcă-te. Deci, cumva, aici este povestea. Și uite, să-ți dau un exemplu din viața mea. Am trăit în conjurat de niște oameni, niște ani de zile, familiile cer de prieteni și, la un moment dat, în tr tranziția mea dintre lumea antreprenorială și cea pe care o trăiesc astăzi, a fost un moment care a fost no, destul de interesant, în sensul în care nu mai aveam condițiile pe care le aveam, nu mai aveam mașina, <laughs> o, așa, și la un moment dat, într-o conversație, într-o întâlnire, m-a întrebat unul dintre cei cu care mi-am mi petrecut mai mulți ani în, în relație, ce fac acum, că no, nu mă mai vede, nu mai fac drag, nu mai fac chestia Și am spus, uite, m-am dus în zona asta, a trebuit să explic ce fac și de ce m-am dus în direcția asta, și spunându-i cumva cu entuziasm că uite, am uh, anumite rezultate, că am uh, fac anumite lucruri împreună cu uh, câțiva manageri și companii. Și răspunsul a venit în felul următor. Păi, dacă tu ai face chestiile astea, n-ai conduce mașina. Aia. Atunci am stat și m-am uitat și am spus, ok, um, dacă asta e sistemul de valori da, și sistemul de referință pentru a succes sau rezultate sau whatever, Uh, n-am na, mai avut mica de zis, am tăcut mi-am văzut de treaba mea, lucrurile s-au schimbat într-un an și ceva într-o direcție total opusă și atunci practic rezultatele au fost cele, dar am ales și aleg conștient și o spun și uh, să-mi petrec timpul mai puțin în anumit grup sau cu anumite oameni, nu înseamnă că exclud din viața mea, nu înseamnă că pur și simplu sunt oameni pe care îi iubesc un trei, m-au ajutat în felul său, dar pentru anumite discuții îs înconjurat de oamenii care contează pentru mine și care mă pot ajuta și sprijini. Dacă îi găsesc în online, acolo sunt. Dacă îi găsesc într-o altă țară, acolo sunt. În rest, prietenii rămân prieteni, nu-i judec, nu-i critic, evoluția lor depinde de, doar de ei. Dacă pot să influențez prin puterea exemplului, bine, nu pot, iar bine, dar selectez timpul pe care îl petrec în anumite medii și felul în care trăiesc acest timp. Deci cumva depinde de tine. Dacă simți că într-un loc nu mai evoluezi și nu mai simți mișcă-te. adică faci ceva pentru că te ajută extraordinar. De tare. Asta e perspectiva mea legată de mediu. S eu sunt total de acord cu tine și uh, și eu am schimbat uh, contextele în care mă învârteam, tocmai din același motiv. Am simțit că efectiv nu mă mai regăsesc în discuțiile, în subiectele abordate, în modul în care se văd lucrurile și, și eu sunt. Uh, de acord cu ideea care spune că suntem cumva media oamenilor care ne înconjoară da, da. și știu că e un aspect foarte comercial, dar e cât se poate de adevărat. Și atunci, de fiecare dată încerc să mă înconjor cu oameni valoroși care cumva mă împing să mă dezvolt tocmai din dorința mea de dezvoltare, adică e cumva da. normal și natural. Da, e, e... punct. Aici, știi, aici. FO, da. o și un fă -o pentru că se schimbă toate lucrurile în viața ta. 100% se schimbă. George, sunt foarte curios din experiența ta și din oamenii cu care ai lucrat. Dacă ai reușit să îți dai seama sau să vezi ce face diferența între un lider foarte bun și un lider mediocru. Dacă vorbim despre lider mediocru... Poate să fie un conducător, poate să fie un șef. Uhum. Dacă vorbim din perspectiva leadership deja se schimbă culoarea. Leadership-ul pleacă dintr-un spațiu de um, cunoaștere foarte bună. Uh, sunt câteva atribute pe care un lider le are. Uh, abilitate de comunicare, abilitate de a fi de socializare, încredere, determinare, vulnerabilitate, ascultare. Deci, astea, acestea ar fi criteriile când vorbim și definim un lider. Uh -huh. Când vorbim din perspectiva unui uh, lider mediocru, evident sunt anumite convingeri sau anumite un mod de acționare, de acțiune care este de cele mai multe ori în favoarea mea. Da? Leadershipul nu este despre mine, leadershipul este despre ceilalți. Când a spus Gary v, o chestie uh, din uh, am un random, am ascultat un material video și a spus: "Dacă ți asumi și vrei să-ți asumi o poziție de lider, înseamnă că ai de lucru toată viața pentru a ajuta oamenii mm -hmm. Spusă Spus în feluri și chipuri, sunt o grămadă de oameni care vorbesc despre leadership, dar cred că asta mi-a plăcut cel mai tare. Deci în momentul în care ți asumi leadership, înseamnă că tu te dedici tu dezvoltării și creșterii oamenilor respectivi. Ceea ce, asta face diferența între leadership mediocru, pentru că este interesul meu să conduc, să fiu, să dau bine, să... așa. Și sunt locuri în care funcționează metoda asta, deci plecăm și din start în poziția asta. Pe termen mai lung, mai scurt, dar sunt organizații, echipe de fotbal, eu știu, habar am care sunt conduse în maniera asta, dar pe de altă parte, dacă vorbim de leadership pur, pur și luăm în istorie, toată istoria pe care am studiat-o de la Marc Aurelius în Coace, este dedicarea uh, timpului și energiei pentru a contribui și ajuta și a sprijini comunitatea, țara. Uh, Oamenii, compania și așa mai departe. Deci, cumva, asta este, asta înseamnă leadership. Prima întrebare este: ce pot să fac astăzi pentru oamenii aceștia? Ce pot să fac astăzi cu acești oameni, datorită sau datorită cum îi ajut pe acești oameni ca uh, compania să evolueze, să crească? Evident, nu vei avea numai copaci verzi și floritori, vei avea și uscători. Abordarea este la fel, în care prezinți obiectiv, viziune, misiune, nu se aliniază. Nu este niciun fel de problemă, este o decizie personală, merge în altă parte. Sunt oameni care uh, nu cred tot de convingeri limitative, că să angajați că colegi. Dar dacă tu, vorbesc, dacă tu vorbești din perspectiva leadership-ului, tu ca lider, trebuie să ai răbdare foarte multă, să fii perseverent, extraordinar de perseverent, să crezi în tine, să crezi în viziunea ta, să o aplici zi de zi și cei mai buni dușmani, îi spunea cineva la un moment dat, ajung să te placă, da? Dar și cei mai neîncrezători membrii din comunitatea echipă, dacă tu continui și obții rezultate și îți manifesti constant uh, intenția, se vor schimba sau nu. Și asta nu este niciun fel de problemă. Dar dacă vrei să influențezi mare, joci stilul ăsta de viață cu ghilimele mm -hmm. de rigoare, pentru că trăiești asta. Și atunci, Simon Sinek a spus nu am plătit nici măcar un cent pe a promova cartea uh, Statut Y sau, uh, eu știu, Uh, liderii ultimii și sunt top uh, în uh, vânzări pe Amazon. Sunt alții care fac chestia asta. De ce? Pentru că, în primul rând, am vrut să mă conving că ceea ce eu am scris în acele rânduri uh, ajută oameni. Deci el a fost și se ghidează leadership prin scrierile sale, dacă vorbim în cazul ăsta el, el pur și simplu crede cu tărie și merge mai departe, indiferent că are strategii de marketing și mai departe, dar vin într-un spațiu de autenticitate, vin într-un spațiu mm -hmm. de leadership e cu totul altceva. Da? Deci aici este credința de care vorbeam. Uh, uneori câștigi, uneori pierzi. La fel, răspunsul este ca cel mai devreme. Dacă nu câștigi sau nu funcționează, înseamnă că ești într-un loc nepotrivit, ești într-un grup nepotrivit, te muți și schimbi locul. E foarte simplu. Exact. Dacă tu și aplici același lucru, uh, unde funcționează pentru tine. George, ne spunei. Cât de mult investești tu în dezvoltarea ta și în devenirea ta ca și persoană și sunt foarte, foarte curios să ne spui cum și de unde înveți tu și chiar dacă deja ai vehiculat câteva nume și acum chiar și cărți, cărțile lui Simon Sinek, poate da. ne faci niște recomandări, o carte care ți-a plăcut ție foarte mult, un curs, o, o persoană pe care să o urmărim. Cei care mă cunosc, fiecare avem un model, sau avem mai multe modele, mentori, dar unul după care mi-am mi -am ghidat activitatea, viața și tot ceea ce fac este Tony Robbins. În momentul în care am avut un aha puternic la cursul său, am ajuns și am o poveste frumoasă cum am ajuns acolo, am simțit că rezonez în toate în fiecare fibră din mine cu, cu modul în care acționează și dat de personalitate și dat de ceea ce transmite. Uh, și am, sunt un, uh, un om care vorbesc din uh, felul în care vorbește și, și Tony, evident și toți într-un fel sau altul, eu știu, ne modelăm pentru că nu putem să schimbăm. Putem să fim creatori, da, în egală măsură, dar putem să fim și reporteri. Creatorul vine din maturizare, din experiență și tot ceea ce fac, nu vorbesc, din citatele lui Tony Robbins, le aplic și le folosesc. modul în care face cu experiența și viața mea și asta înseamnă că mi-o îmbogățesc zi de zi, zi de zi și ai spus chiar la începutul interviului ceea ce voi deveni peste 10 ani de zile este mai important decât ceea ce pot să fac astăzi, pentru că acolo este obiectivul. Cam început de vreme târziu nu contează. Important este să, să ai un drum pe care să mergi să știi că este al tău. Dar eu rezonez foarte tare cu modul în care ce face Tony și transmite Tony prin programele lui și felul său. Îmi place foarte tare Simon Sinek, îmi place în egală măsură parțial Gary v, îmi place, place. Gran Cardone, de exemplu, eu am spus și cred că am făcut la un moment dat o afirmație, aș putea să lucrez cu el în coaching <gânguia> și zic de ce, pentru că este un tip extrem de emoțional, deși se dă mare zmeu, da? dar este un tip extrem de emoțional și are acolo niște povești triste în spate, care încă eu cred că nu le-a reparat, dar în schimb, în esență, este un om fantastic de bun și face niște lucruri incredibile, o manifestă în felul său, dar nu este. Eu cred în asta că nu el este omul. Și chiar acum, cred că vreau nu ceva, am spus că o să-i scriu un e-mail. Am încredere și curajul să-i să trimit un e-mail în care să-l invit la o discuție. Sună ciudat, dar să îmi invit la o discuție în care mi-ar plăcea să-l aduc într-un interviu, de exemplu, dar și să discut câteva lucruri cu el. Pentru că văd intenția, eu știu, văd din spatele, întotdeauna în spatele cuvintelor, văd în spatele acțiunilor ce te, ce, ce te ghidează. Așa sunt mulți, sunt uh, o grămadă. Am citit uh, Jack, Lalo, uh, nu, Frank, uh, nu? Jack Lalo cu Organizația Reinventată, dacă nu mă înșel, nu? Frederic Lalo. Frederic mi-a mai inspirat foarte tare cu cartea respectivă legată de auto-management uh, auto și de modul în care uh, deja a studiat acea uh, ace auto-management în organizații și vreau să cunosc uh, aceste lucruri. Uh, n-am, nu știu, studiez foarte mult. Adică, am, uh, îmi place uh, Robin Sharma, de exemplu. Uh -huh. E uh, parte din noi, deci uh, zona spirituală, și mie mi-a luat timp să înțeleg ce înseamnă spiritual pentru mine, pentru că până nu ne educăm să înțelegem că spiritual nu înseamnă religie, uh, eu acolo a fost o convingere, de exemplu, a mea, pentru că așa am fost educat de mama și bunica, dar în momentul în care înțeleg că spiritual suntem, de fapt, spirit, înainte de toate și uh, în felul acesta putem să ne guvernăm viața iar modul în care o prezintă el este fantastic e, sunt mulți oameni pe care îi admir sau cu, pe care îi, uh, îi, uh, eu știu, îi studiez, le citesc cărțilele, le cumpăr cărțile mă duc în evenimentele live uh, am fost și la Robin Sharma de două ori, am fost și la uh, Tony Robbins de trei ori, uh, mai sunt oameni pe care mi-aș dori să-i văd, Brandon Bouchard de exemplu mi-ar plăcea să-l văd, îmi place foarte mult și mi-ar plăcea să-l văd live, să stau de vorbă cu el. să. să... Deci sunt, sunt modele. În momentul în care stai într-un spațiu de creștere și dezvoltare, uh, ai mm -hmm. surse de dezvoltare și de creștere. Iar de acolo să-ți construiești propria identitate. Nu exact. cred în citate, deși sunt foarte bune. Vezi cum ai înțeles tu acel citat. Vezi mm -hmm. cum ai putut aplica tu acel citat, acel pasaj din cartea respectivă. Uh, Cunoaștere există întotdeauna. Biblioteci naționale, locale, internaționale, online, fizice, există de pe Babilonului. Cum luăm acea informație și o putem aplica în viața noastră și să devenim? Când spun sunt, Bogdan, Maghiar, Băbălău, George, Nedelcu sau, sunt, sunt dat de experiența mea, înainte de toate. Învață, aplică, vorbește. Învață, aplică, vorbește. Și este, este aplică, care este între învață și vorbește. Mulți sar această etapă, uh, vorbesc din dezvoltarea personală, vorbesc din citate, dar întrebarea este ce ai făcut în direcția asta. Am citit o carte de curând, Medicina Spirituală, al lui Alberto uh, Vilodo. Și are prezentată, fiind pasionat inclusiv de stil de viață sănătos, are prezentată o rețetă de uh, detox pentru o săptămână. Am luat hârtiuța, am dus acasă, am alimentară, mi-am cumpărat ingredientele și am început să o aplic. Și asta se întâmplă de câteva luni de zile. Și astăzi am două ingrediente sau trei în meniul meu care le folosesc zi de zi. Pentru că am văzut rezultate incredibile. Nu vreau să vorbesc. Și asta studiez în continuare. Adică și luni seara am vorbit, astăzi este miercuri, luni seara am vorbit cu cineva care face programe de detox pe diverse teme. Studiez permanent. De ce? Am un singur corp și vreau să știu ce funcționează pentru mine astfel încât să pot vorbi la un moment dat de viață sănătoasă, să trăiesc sănătos, să mănânc ce trebuie, să respire aerul care trebuie și așa mai departe. Nu am un pasaj, am auzit că e bine, dar eu nu dau pe la sală sau nu dau două ture de bloc. Sau... Leadership asta înseamnă. Vrei să inspiri? Fă. Oamenii se uită la tine, în primul rând. <laughs> întotdeauna se uită la tine și cred în chestia asta. Deci nu poți să conduci nici măcar pe tine nu te poți conduce pentru că intri în depresie, să te minți sau să spui alte lucruri. Cu atât mai mult dacă vrei să-ți influențezi măcar familia. Da? Deci e, să ai copii sănătoși, să ai o soție uh, uh, motivată, să ai un grup de prieteni și așa mai departe. Sau chiar o companie, dacă vorbim despre antreprenori, fii un exemplu. fi un exemplu. Dar trăiește și dezvoltă-te continuu și vezi și pentru tine potrivit. Și de acolo lucrurile se schimbă incredibil. Incredibil dar schimbă. Îți mulțumesc că ai împărtășit cu noi și, uh, George, mi-aș dori să continuăm discuția asta, pentru că sunt multe direcții în care putem da. să mergem, dar uh, ne apropiem de finalul ei și aș vrea să concluzionăm discuția noastră și ce mi-aș dori e să îi las pe cei care ne urmăresc sau ne ascultă cu o idee în urma discuției noastre. Uh, Să-și asculte instinctele. De multe ori instinctele uh, sunt doar niște gânduri, dar undeva în interior și în anumite momente, aceste instincte ne ghidează. Dacă ai putea să-ți notezi aceste instincte și să le exploatezi un pic mai mult decât uh, să trăiești uh, ocupat și să ai minte permanent ocupată, îți vor spune în ce direcție vrei să mergi. Cred că dacă vreau să transmit ceva și vreau să ajut, este să. Contribui la a asculta și a da valoare și a amplifica aceste instincte în scop personal. Pentru că dacă fiecare om care a avut bucuria de a se naște pe acest pământ, pentru că din milioanele de spermatozoizi tu ai reușit să ieși în viață, înseamnă că ai un scop aici, indiferent care este. Și cred că fiecare dintre noi avem un scop bun. Da? Deci, cred cu tărie că avem un scop bun pe această pe, pe lume. Iar armonia relațiile, viața frumoasă vine din alinierea cu scopul acesta și să trăiești zi de zi. Este ok să fii coach, este ok să fii tâmplar, este ok să fii mecanic, este ok să fii ce ești tu să fii, pentru că ai chemarea ta. Nu înseamnă că dacă ești tâmplar nu poți să fii înțelept sau nu poți să ai cunoștințe necesare sau să ai o viață frumoasă și să poți să inspiri, să fii un exemplu. Sunt oameni simpli care au inspirat mii și mii și mii de oameni sau milioane de oameni. Fără să facă cursuri, fără să studieze. Au trăit în armonie cu ei și au transmis asta. Deci, să-și asculte acest instinct și din tot sufletul să, la, să lucreze la el, pentru că acolo acolo e împlinirea. Chiar dacă la început par o nebunie, că nu e teamă, că <laughs> nu înțeleg de ce sau ce poate să întâmple cu mine, dar ascultă asta. Asta e părerea mea. George, unde te pot găsi cei care vor să afle mai multe despre tine? Um, Facebook, uh, YouTube, am un canal și pe canalul de YouTube chiar indiferent că am live-uri sau că am uh, anumite emisiuni în Facebook, galeria și biblioteca de subiecte și videouri sunt pe uh, YouTube, toată galeria. Deci dacă uh, vrei să vezi o colecție, indiferent că sunt podcast indiferent că sunt interviuri sau tot ce am făcut, le salvăm și le urcăm pe canalul de YouTube. Separat, evident, pe Facebook avem anumite informații sau prezentăm într-un fel. Pe Spotify, alte informații. De obicei, pe Spotify am canal, eu știu, idei de la, pe care în săptămâna respectivă vreau să le zon. am neapărat un program, deci acolo e mult mai interactiv. În rest, sunt puncte pe care le pun așa în agenda mea să le prezintă în timp. Dar aici, în YouTube, găsește tot, absolut toată colecția. În rest, Facebook, Instagram, care sunt cam la fel pentru mine, Spotify, care sunt Oamenii îmi spun ce fac, plec la serviciu și te ascult uh, cu, uh, cu ceea ce prezinți pe pe canalul audio. E, se dezvoltă foarte tare podcastul din punctul de vedere și va fi în creștere și va crește foarte mult pentru că acoperă anumiți timp morți pentru cei care vor să dezvolte și e, fiecare canal e, e fantastic de, de stat în contact. Asta este un peer group, aș putea spune, virtual. Exact. George, îți mulțumesc încă o dată pentru că ai acceptat și că ai oferit așa de multă informație și așa de multă valoare și îmi doresc ca ea să rezoneze cu oamenii care ne urmăresc sau ne ascultă. Mulțumesc! Mulțumesc din suflet pentru interviu, cu drag, cu drag, drag, accept, pentru că știu că sunt în alinia cu scopul meu de a, de a transmite. Mulțumesc, Bogdan! Excelent! Și eu mulțumesc! Sper că ți-a plăcut acest episod și că ai luat informații valoroase pe care să le poți aplica în activitatea ta. Dacă e așa, te invit să apeși subscribe ca să știi când lansăm următoarele episoade și să fii notificat. Te invit și pe pagina de Facebook a Human Centric. Acolo postăm și alte videouri și informații valoroase pe diferite teme de business iar dacă îți dorești să vezi și celelalte episoade din cadrul podcastului, o poți face video pe canalul de YouTube sau pe toate tulurile de podcasting precum Apple Podcast, Spotify, Stitcher sau Google Podcast în variantă audio. Iar până la episodul următor, te încurajez să investești în tine și în relațiile cu cei din jurul tău.